Cel puțin 256 de milioane de oameni sunt în pragul înfometării, iar numărul lor va crește în urma pandemiei, avertizează ONU. Specialiștii în siguranță alimentară susțin că lumea se va confrunta cu o foamete de proporții biblice, iar guvernele trebuie să acționeze rapid ca să evite această situație. La noi, culturile sunt lovite de o secetă extremă. Aproape 3 milioane de hectare de grâu, orz, secară și rapiță se vor usca dacă nu plouă. Cele mai afectate sunt județele din Moldova și din sudul țării. Ministrul Agriculturii le promite despăgubiri fermierilor. Fermierii spun că marile zone agricole nu au fost niciodată mai afectate de secetă ca acum. În județul Constanța sunt compromise 80% din culturi. George Lămureanu cultivă 1500 de hectare, dintre care 750 cu grâu și 250 cu orz. La noi pagubă se ridică în jur pe 1100-1200 de hectare, pentru că 300 de hectare din totalul celor 1500 le irigăm destul de scump. Umiditatea în sol este zero, absolută. Orzul și grâul în această perioadă consumă între 800 și 1000 de metri cubi pe hectar pe lună. Oficialii au anunțat că încep evaluarea pagubelor. Comisiile județene, comisiile locale pentru situații de urgentă să consemneze toate pagubele produse de secetă, astfel încât să îi despăgubim. Vom vedea care este dimensiunea pagubelor, care sunt cheltuielile medii pe care fiecare, sau pierderea medie pe care fiecare fermier a făcut-o. Despăgubirile s-ar duce undeva până la ora asta, la cultura de grâu, orz și rapiță, s-ar duce undeva la 5-6 miliarde de euro. Dacă să spun că se va da ceva, vă dau o sumă infimă, că nu sunt bani, iar suma e foarte, foarte mare. Nu, guvernul României nu are posibilitatea să reacopere. De exemplu, într-un an bun în care nu este secetă, avem aproape 9 milioane de tone de grâu. În acest an însă producția ar putea fi de doar 5-6 milioane de tone. Recolta va asigura consumul intern, care este de aproximativ 3 milioane de tone. Alte două vor acoperi necesarul pentru panificație, iar restul ajunge la procesatori. Asta în condițiile în care cerealele rămân în țară. În acest sens, Ministrul Agriculturii a dat asigurări că nu vor fi exportate cantități suplimentare. Astfel, România ar fi în afara pericolului de a se confrunta și cu o criză alimentară. Stocurile pentru, mai ales pentru cereale, dar și pentru produse de bază, vor fi suficiente până la noua recoltă. Foarte mulți dintre producătorii noștri și procesatorii noștri au stocuri foarte mari, care nu sunt vândute și au probleme. La lapte și produse lactate avem o problemă. Niște stocuri foarte mari. Carne de pui, legume, carne de vită. În alte țări se anunță însă foamete extremă. In a worst case scenario, we could be looking at famine in about 3 dozen countries. And in fact, 10 of these countries, we already have more than 1 million people per country who are on the verge of starvation. Cu peste 8 milioane de hectare de teren arabil, România ar putea hrăni 80 de milioane de oameni dacă și-ar lucra eficient pământul. Dar în toată țara pot fi irigate doar 1,4 milioane de hectare de culturi. Pentru restul, fermierii sunt la mila cerului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.